O nouă razie în zona Pașcani sâmbătă noapte, mai multe baruri și discoteci au fost verificate de polițiști. Au fost aplicate 10 amenzi în valoare de 3.700 de lei, unele pentru tulburarea liniștii publice. În cadrul acțiunii au fost verificați 8 agenți economici, s-a acționat în zona a 7 cluburi și discoteci din mediul rural. Totodată, polițiștii au controlat 29 de autovehicule, fiind testați totodată și 7 conducători auto pentru a se vedea dacă au consumat sau nu băuturi alcoolice. Au fost legitimate 35 de persoane. Tot din cauza consumului exagerat de băuturi alcoolice, un bărbat din Lespes a bătut cu furca un constătean. Când s-a trezit din beție, a aflat că este cercetat penal. Polițiștii au întocmit dosar penal unui bărbat de 33 de ani din comuna Lespes, care pe fondul unui conflict spontan l-a lovit cu o furcă peste corp pe un constătean de-al său de 53 de ani. Agresorul este cercetat în stare de libertate sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Menționăm că în aceeași noapte au fost legitimate și verificate 10 de persoane și mașini aflate în trafic.